Salmul 119, cum știți, ca și tematică are importanța sau centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu în viața credinciosului și psalmul este împărțit în secțiuni de 8 versete și fiecare secțiune tratează într-un alt fel sau din o altă perspectivă, evident există și o anumită repetiție, această tematică. A cuvântului Dumnezeu și a importanței Lui în viața noastră. Și noi, ca și creștini evangelici, ar trebui ca să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu este absolut indispensabil în viața noastră. Este punctul focal al vieții noastre, pentru că prin cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în viața noastră, Dumnezeu se descoperă față de noi Prin cuvântul lui Dumnezeu avem părtășie cu Dumnezeu Prin cuvântul lui Dumnezeu putem ca să îl privim pe Domnul nostru Isus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu este un, un geam, o fereastră înspre Dumnezeu De aceea este așa de prețios pentru noi, de aceea este așa de important pentru noi Noi nu idolatrizăm Biblia, da? nu este o ne punem undeva pe, o, pe un raft și ne închinăm la Biblie ca la o icoană. Înțelegem că Duhul lui Dumnezeu aplică cuvântul lui Dumnezeu, îl face viu și lucrător și este un instrument al Harului prin care Dumnezeu intră în comuniune cu noi. Și înțelegem că sunt, sunt, ad literum, cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește atunci când citim, atunci când studiem, atunci când proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. De la versetul 9, la versetul 16, avem cea de a doua secțiune din Psalmul 119 care începe în felul următor. Cum își va păstra tânărul curată cărarea? Păzind cuvântul tău. Există o zicală care o au englezii, americani și anume că privirea în retrospectivă este desăvârșită. Când privești în retrospectivă, n-ai nevoie de ochelari, vezi toate lucrurile clare. Da? Când privești în viitor și când ai decizii de luat în prezent, este mai greu, dar atunci când privim uh, în urmă, întotdeauna apar că avem claritate perfectă. Întotdeauna spunem da, așa ar fi trebuit să fac, așa ar fi trebuit să acționez. Când privim la viața noastră, uh, lucrurile care le regreți cel mai mult nu sunt greșelile. Lucrurile care le regreți cel mai mult sunt păcatele. Cel puțin asta ar trebui ca să fie adevărat pentru copilul lui Dumnezeu. Sunt o distinție foarte, este o distinție foarte subtilă, din păcate, pentru lumea în ziua de astăzi, dar esențială. Greșala este o decizie care consider tu că a fost greșită, sau poate chiar a fost greșită, dar nu este neapărat imorală sau păcătoasă. Și te uiți în viața ta și vezi tot felul de, greșit, de, de decizii care sunt luate greșite. Ai schimbat serviciu și te uiți în urmă și zici, am făcut o greșeală. Jobul care l aveam înainte să-l schimb era mai bun. Te-ai mutat într-un alt oraș sau așa mai departe. Posibil ca aceste decizii ca să fie greșite din anumite considerente, dar să nu fie imorale, să nu fie păcătoase. Și e posibil la un moment dat să regreți acele decizii. Un păcat este o decizie greșită, dar este mai mult decât doar o simplă decizie greșită. Un păcat este o încălcare a voii lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu, a poruncii lui Dumnezeu față de, față de tine. Nu este subiectivă, nu este ceva care suferă analiză, nu este ceva care poți să te uiți în spate și să zici da, am păcătuit când am luat decizia aceea, dar n-a fost o greșeală. Automat, un păcat este o greșeală, dar este mai mult decât o greșeală. Și pentru noi, copiii lui Dumnezeu, Păcatele ar trebui ca să fie cauză pentru un regret mult mai mare decât greșelile care le facem. Când privim în urma vieții noastre, ar trebui să identificăm momentele în care am păcătuit ca și momente care trebuie plânse. Nu doar momentele în care am luat anumite decizii greșite sau decizii care noi considerăm că sunt, că sunt greșite. Psalmistul își pune această întrebare, sau mai bine spus, cred că ne o pune nouă, cum își va păstra tânărul curată cărarea? Cum va evita tânărul, sau până la urmă orice om, această părere de rău? Cum își va păstra calea curată, încât atunci când se uită în spatele lui, în urma lui, să nu fie plin de regrete, să nu fie plin de remușcări? Este o întrebare extraordinară pentru că dezvăluie o motivație de viață fantastică. O motivație de viață care cei mai mulți oameni nu o au. Cei mai mulți tineri pur și simplu nu o au. De fapt, nu doar mulți tineri, și mulți adulți, și mulți bătrâni, și mulți părinți pentru copiii și tinerilor nu pun această întrebare și pun altfel de întrebări, cu alte motivații. Cum va avea tânărul succes în viață. Cum își va câștiga tânărul un trai bun? Și așa mai departe. Astea sunt întrebările existențiale, din păcate, care și le pun tinerii în ziua de astăzi, și care și le pun și părinții pentru copiilor lor. Și motivațiile sunt evidente. Sunt două uh, feluri de a privi viața. Unul se uită la anumite uh, decizii în viață la anumite hotărâri în viață și spune dacă tânărul va ajunge la o anumită vârstă și nu va lua deciziile corecte, va privi în spate și va regreta. Dacă mergeam la medicină, dacă făceam o anumită școală, dacă mă implicam într-o anumită afacere, dacă și acum sunt la 60 de ani și nu mai pot face nimic, mi-am irosit viața. Asta este un fel de a gândi și o perspectivă care o au cei mai mulți oameni și dezvăluie ceva despre motivațiile lor, despre ceea ce ei consideră ca și fiind valoros în viață. Și altă perspectivă este: dacă nu voi asculta de Dumnezeu, dacă voi încălca poruncile lui Dumnezeu, dacă îmi voi trăi viața, nu după Cuvântul lui Dumnezeu, voi privi la un moment dat și voi avea un regret extraordinar pentru că mi-a mirosit. Viața. Sunt două perspective total, total diferite și ce perspectivă minunată, ce principiu de viață frumos este acesta, cum își va păstra, cum își va păstra curată cărarea tânărul, dar de fapt este benefic pentru orice, pentru orice vârstă la care ne-am aflat. Asta ar trebui ca să fie... Uh, un filtru prin care trecem viața noastră da? Dacă deciziile care le luăm, dacă hotărârile care le luăm, dacă acțiunile în care ne implicăm Ne păstrează curată cărarea sau nu ne păstrează curată cărarea Pentru că la un moment dat când vom privi în urmă cu claritate uh, Vom regreta sau nu vom regreta deciziile luate, uh, acțiunile uh, luate care este secretul păstrării? Uitați ce spune psalmistul, păzind cuvântul tău. Păzind implică o acțiune, a păzi și dacă ne gândim la viața de credință ca și ceva pasiv, ne înșelăm amarnic. Și cei mai mulți din păcate se gândesc la viața de credință ca și ceva pasiv. Nu ca și ceva care necesită să fie păzită. Viața de credință, Biblia nu o descrie nicăieri ca și ceva pasiv. Viața de credință este descrisă ca și o luptă, ca și o bătălie continuă, ca și un război. În aceasta ne-am uh, înhamat, dacă vrem să vorbim așa. Asta este jugul, uh, jugul la care am intrat, unul care necesită uh, a păzi, a lupta. A păzi implică o vigilență continuă. Paznicul este cel care nu doarme noaptea ca să păzească obiectul sau proprietatea care o păzește. Deci este o acțiune, este ceva care nu este pasiv și este o acțiune, este o acțiune continuă. Da? Și când dormim, noi trebuie ca să fim activi în a păzi. Noi trebuie să fim pe fază alerți întotdeauna pentru că atacurile vin de pretutindeni, pentru că pericolul de a nu păstra cărarea noastră curată, dreaptă, este așa de, așa de mare. Apoi, a păzi nu este o acțiune care se poate face așa pur și simplu cum ne taie capul, ci are un obiect. Trebuie ca să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Contează și ce păzești. Contează cum păzești, da? Și contează, contează ce păzești. Care este standardul după care păzești. Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune psalmistul, trebuie să fie dreptarul nostru și trebuie să fie dreptarul nostru din tinerețe. Ar trebui ca să imprimăm lucrul acesta asupra copiilor noștri. Păzește-ți cărarea după cuvântul lui Dumnezeu de mic. Nu există o perioadă în care lasă să-și trăiască viața, să facă el greșel și să învețe el pe pielea lui. Mi se pare o gândire așa de imatură și așa de drăcească. De ce să facă greșel pe pielea lui. De ce să învețe din greșelile lui? De ce să nu învețe din greșelile mele? De ce să nu învețe din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu? De ce să nu trăiască o viață cu cât mai puține regrete posibile? Asta este uh, chemarea noastră în primul rând pentru noi și chemarea noastră pentru cei care se află la început de, la început de viață. Cuvântul lui Dumnezeu să fie dreptarul vieții tale. Din tinerețe și până la mormânt. Tot timpul trebuie să privim la el. Tot timpul trebuie să ne păzim după tot timpul trebuie să ne păzim după el. În versetul 9, viața de credință a fost descrisă ca și o păstrare a cărării. Apoi în versetul 10 ni se spune să nu ne abatem de la poruncile tale. Al vedem că um, imaginile folosite sunt foarte similare. Avem o cărare, apoi avem uh, o abatere și putem să înțelegem uh, că se pictează un tablou despre ceea ce înseamnă a trăi această viață de credință. Da? Trebuie să păzim uh, cărarea pe care suntem, să o păstrăm curată și trebuie ca să uh, ne păzim cum? Prin a nu ne abate. Da? Ce înseamnă să ne abatem? Înseamnă să renunțăm, înseamnă să deviem, înseamnă să o luăm pe un alt drum uh, sau cum zicea Cineva, un frate, zicea frate, zice: tu te afli pe drumul cel bun, numai că mergi pe sens invers. Te afli pe drumul spre cer, numai că duci în cealaltă direcție. Mulți oameni se află pe drumul cel bun, mulți oameni se află în biserică, mulți oameni se află uh, prinși în activități religioase, numai că ei merg pe direcția inversă. Drumul este bun, numai ei nu se duc încotro trebuie. Uh, noi trebuie să avem grijă ca să nu ne Abate. Parcă descrie absolut perfect chiar și viața noastră, nu e așa? Toate parcă mergeau în direcția bună la un moment dat. Poate chiar la începutul drumului de pocăință. Și apoi, nu știm cum și nu știm unde, ne-am abătut. Am deviat. Observați rugăciunea psalmistului. Dacă în versetul 9 a zis, cum își va păstra tânărul curată cărarea, este o întrebare um, și evident este pus accentul pe ceea ce tânărul trebuie să facă, pe ceea ce tu trebuie să faci. În versetul 10 problema este pusă altfel și rugăciunea este aceasta. Nu mă lăsa să mă abat. Vedem că acum accentul este unul de dependență, de dependență de Dumnezeu. Da, există o străduință a ta care este absolut necesară. O împotrivire, spune Scriptura, care ni se cere până la sânge, ca să înțelegem că lupta aceasta este pe viață și pe moarte. Dar în același timp există o dependență de Dumnezeu fără care toată strădania ta este inutilă. Tu te poți strădui și poți păzi și te poți lupta și poți să încerci să nu te abați. Este nevoie ca Dumnezeu să nu te lase să te abați de la poruncile lui. Abatere de la ce? Abatere de la poruncile lui. Pentru credincios, voia lui Dumnezeu, revelată în cuvântul lui Dumnezeu, este, cum am spus, punctul focal al vieții lui. El caută să se păstreze pe cale și să-și păstreze cărarea curată, păstrând cuvântul lui Dumnezeu. Și el caută să nu se abată de la cuvântul lui Dumnezeu. Asta este cel mai mare interes al credinciosului. El nu este așa de interesat dacă va face greșeli care îl vor costa financiar. El nu este așa de interesant dacă îl va face greșeli care îl vor costa relațional. El nu este așa de interesat dacă va face greșeli care îl vor costa în popularitatea lui. Punctul focal la care totdeauna privește și spune și relaționează viața este decizia aceasta, acțiunea aceasta este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu sau nu este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Decizia aceasta mă va apropia de Dumnezeu sau mă va depărta de Dumnezeu? Cum va realiza credinciosul lucrul acesta? Sau mai bine spus, cum va realiza Dumnezeu în credincios lucrul acesta? Am observat contrastul între versetul 9 și versetul 10, fiind acest accent care este pus. În versetul 9, 9 este pus accentul pe acțiunile omului care se cer, pe acțiunile credinciosului. Și în versetul 10 este pus accentul pe necesitatea, necesitatea intervenției lui Dumnezeu, nu mă lăsa. Este o capitulare înaintea lui Dumnezeu, da? Cei mai mari. Um, păzitori ai liberului arbitru, la un moment dat, dacă sunt credincioși adevărat, vin și îngenunchează voința lor înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu mă lăsa în starea aceasta. Fă ce vrei cu mine. Sau când vine vorba de copiii noștri, toți am auzit rugăciuni în care explicit s-a cerut, Doamne, orice ar fi nevoie, orice ar fi nevoie, o nenorocire, o intervenție extraordinară, dacă îi trebuie să iei sănătate, dacă trebuie să iei averea, dacă trebuie Înțelegem la un moment dat că voința noastră liberă, între ghilimele, nu este cel mai de preț lucru care îl putem avea, ci mântuirea noastră este cel mai de preț lucru. Și psalmistul vine și spune, nu mă, nu mă lăsa. Priviți soluția. Soluția este exprimată de psalmist în felul acesta. Te caut din toată inima mea. La prima vedere pare incompatibil accentul acesta pus prin a spune nu mă lăsa, Doamne, să mă depărtez de tine, cu această soluție în care spune că eu îl caut pe Dumnezeu din toată inima. La prima vedere pare că soluția ține, în primul rând, de ce face omul, dar apoi ne amintim și ne întrebăm cine caută din toată inima pe Dumnezeu. Și ne amintim că Scriptura ne spune că nimeni nu caută pe Dumnezeu. Apostolul Pavel ne amintește în Roman capitolul 3 că nu există nici unul care să aibă pricepere. Nu există nici unul care să-l caute pe Dumnezeu. Cum atunci psalmistul îl caută pe Dumnezeu? Cum atunci psalmistul nu numai că îl caută pe Dumnezeu, ci îngenunchează înaintea lui Dumnezeu și spune Doamne, nu ce vreau eu sau nu ce mi-ar place mie, nu mă lăsa să mă duc departe de tine. Și răspunsul este evident, și anume pentru că Dumnezeu a intervenit deja. Asta este rugăciunea unui om care a suferit deja intervenția lui Dumnezeu. Oamenii care nu sunt născuți din nou, oamenii în care Dumnezeu n-a lucrat deja, nu fac asemenea rugăciuni. Nu spun că vor să-l caute pe Dumnezeu cu toată inima. Nu îngenunchează viața și voința lor înaintea lui Dumnezeu. Rezultatul este clar. Dumnezeu i-a dat o inimă nouă care caută pe Dumnezeu. Secretul păstrării, secretul uh, a nu te abate, nu este doar o păzire strictă a poruncilor, deși ni se cere o păzire strictă a cuvântului Dumnezeu. De fapt, a păzi poruncile lui Dumnezeu fără o inimă schimbată este un legalism mort. Este în sine o încălcare a poruncilor lui Dumnezeu. De fapt, este o încălcare a cea mai mare poruncă dată de Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată mintea, cu toată puterea noastră. Secretul este păzirea poruncii Dumnezeu, cum? Cu dragoste față de Dumnezeu. Secretul este o inimă care îl caută pe Dumnezeu, care îl dorește pe Dumnezeu și această inimă va căuta cu bucurie să păzească porunca lui Dumnezeu. Această inimă se va lupta din dragoste să păzească căile lui Dumnezeu. Mecea, îi se spune în Sfânta Scriptură că acolo unde oamenii acționează din frică, din frica de pedeapsă, dragostea lui Dumnezeu nu este desăvârșită. Noi nu căutăm să-L ascultăm pe Dumnezeu când este frică de pedeapsă. Noi căutăm ca să împlinim legile pentru, legile lui Dumnezeu pentru că noi credem că am putea la un moment dat să le împlinim așa de bine încât să scăpăm de pediapsa veșnică. Noi am scăpat deja de pediapsa veșnică. Noi nu mai suntem sub amenințarea judecătorului. Noi suntem acum într-o relație de iubire, de dragoste cu Mântuitorul nostru și este din dragoste pentru el, de bunăvoie și nesilit de nimeni. Împinși de inima noastră care pulsează, care bate pentru Dumnezeul nostru, noi vrem ca să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Vestul 11 ne spune că un asemenea om strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, ca să nu păcătuiască împotriva lui. Este potrivit să vedem acum în Vestul 11 cum se raportează. O inimă nouă, o inimă regenerată la Cuvântul lui Dumnezeu, și anume strâng cuvintele tale sau strâng cuvântul tău în inima mea. A strânge denotă o dorință de a ține aproape, strângem lucrurile care le vrem aproape sau îmbrățișăm lucrurile care le vrem aproape, denotă o apreciere, o dragoste, o afecțiune. Degeaba încerci ca să strângi Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta mecanică. Mă duc și tot strâng, și strâng, și strâng, mecanic, da? Fără să ai afecțiune față de Dumnezeu, fără să iubești Cuvântul lui Dumnezeu, fără să uh, apreciezi Cuvântul lui Dumnezeu, fără să ai dragoste, fără să ai o dorință ca Dumnezeu să fie aproape prin Cuvântul lui Dumnezeu. Este nevoie de dragoste de Dumnezeu care te împinge ca să strângi Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu operează asupra inimii tale... Și pune în inima ta dragoste de Dumnezeu, vei căuta ca să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, vei culege și păstra în inima ta cuvântul lui Dumnezeu, va fi o adevărată hrană pentru tine. Va fi și felul întâi, și felul doi, și desertul, va fi tot ceea ce îți dorești. Nu va fi ceva mecanic, nu va fi o obligație, nu va fi ceva care trebuie acum să sufăr și prin predicarea asta, trebuie să-mi duc la studiu, că trebuie, că... Iar mă sună frate că de cine am fost la studiu. Nu trebuie acum să citesc 15 minute sau jumătate de oră din Scriptură, pentru că dacă mă întreabă un frate, frate, ai citit din Scriptură astăzi? Păi nu. O, frate. Nu e ceva mecanic legalist, e ceva care vine din inima noastră, dintr-o inimă schimbată, a încerca să strângi cuvântul. Fără dragoste de Dumnezeu va fi un eșec. Priviți efectul și motivația prezentate nouă într o singură exprimare, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. În același timp, este și efectul strângerii a cuvântului, dar și motivația strângerii cuvântului în inima noastră. O inimă regenerată gândește în acest fel: Ce pot face să nu păcătuiesc? Cum pot să trăiesc ca să nu păcătuiesc? În ce activități să mă implic să nu păcătuiesc? Unde pot să mă duc să nu păcătuiesc? Cu ce pot să-mi petrec timpul să nu păcătuiesc? Ce mă poate întări în lupta mea împotriva păcatului? Pentru că iubește pe cel împotriva căruia ar păcătui. Asta este dorința lui, să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Asta este motivația omului născut din nou. Dar vedem în același timp că acesta este și efectul. O inimă care simte în acest fel, o persoană care gândește în acest fel, care strânge cuvântul în inima lui, pentru că realizează că asta este activitatea, asta este um, implicarea care poate să rezulte în a nu păcătui. Este o persoană care în mod progresiv va fi sfințită. Persoana care spune ce pot face? Ca să păcătuiesc mai puțin, ce pot face ca să opresc păcatul din viața mea, va strânge cuvântul în inima lui și efectul va fi că el va fi în mod progresiv sfințit. Versul 12 ne prezintă trei realități a unei inimi regenerate sau trei uh, schimbări care se întâmplă. În primul rând, ni se spune că această persoană cu o inimă nouă va cere lui Dumnezeu ca să-l învețe orânduierile lui. Învață-mă, învață-mă cuvântul tău. Asta va fi rugăciunea noastră lui Dumnezeu. O inimă nouă vrea să fie învățată de Dumnezeu. Dorește ca să fie învățată. Un creștin care nu vrea să fie învățat din cuvânt este ori imatur, sau este un fals convertit. Sunt singurele două variante. Un creștin care fuge de cuvântul lui Dumnezeu. Un creștin care nu vrea ca să fie instruit din cuvântul lui Dumnezeu. Un creștin care intră în contact cu învățătura biblică și spune nu-i nu pentru mine, eu -s, eu -s cu altele. Am de la birou, la biserică, într-o duminică, mai rețin când asta era cu ceva vreme în urmă, încă eram de ceva vreme aici, dar și la intrare, la birou, care este chiar afară, la câteva metri de intrarea bisericii, era un polițist. Mi s-a blocat inima în piept. Am zis, au venit ăștia în ceva control, acum ne au reclamat, că ce facem noi aici, cine știe ce... Na. Am dat bună ziua, el o da pacea Domnului. Am șocat. și mai grav, un polițist pocăit. Asta sigur ne amendează. M-a -am întrebat că dacă aici este o biserică, da, este, chiar acum urmează să ne închinăm. Mi-a spus că a auzit de noi, a că mă bucur. L-am invitat să vină la biserică, a zis că nu poate, că e în timpul serviciului. Am spus să vină cu altă ocazie. A zis că lucră foarte des duminica, am zis că poate să vină miercurea, că avem studiu biblic. A zis că el nu are nevoie de studiu biblic. Și am dat pace și ne-am despărțit. Nu există un creștin adevărat care să n-aibă nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Este inadmisibil așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu este ca pâine și apă pentru creștinul adevărat. Tânjim după cuvântul lui Dumnezeu. Tânjim ca să fim învățați. Nu este ciudă atunci când suntem mustrați, nu, nu dăm înapoi, ci din contra înțelegem că este spre binele nostru și este de dorit. Un creștin adevărat, cu o inimă regenerată, Întotdeauna vrea să fie învățat de Dumnezeu. În al doilea rând, vedem că un creștin adevărat, o inimă nouă, binecuvântă pe Dumnezeu. Binecuvântat să fii tu, Doamne, spune psalmistul. Și nu voi petrece mult timp pentru că am studiat împreună ceea ce înseamnă a binecuvântată. Da? Nu înseamnă doar a vorbi de bine, înseamnă mult mai mult decât atât. Asta este dorința vieții noastre, asta este comportamentul nostru, asta este vorbirea noastră. Noi vrem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu prin ceea ce spunem, prin ceea ce facem, prin felul în care trăim. Un creștin adevărat îl binecuvântă pe Dumnezeu. Un om cu o inimă nouă îl binecuvântă pe Dumnezeu. În al treilea rând, vedem că psalmistul spune că buzele mele vestesc toate judecățile rostite de gura ta. O inimă înnoită, vestește cuvântul lui Dumnezeu. Când experimentăm ceva care ne impactează în mod deosebit, când experimentăm ceva care ne impresionează în mod deosebit, sau când ne îndrăgostim de ceva, nu putem să nu vestim acel lucru. De la cele mai banale lucruri până la cele mai importante lucruri în viață. Este natura noastră. Împărtășim, vestim acele lucruri. Eu am fost vineri seara la masă în Cluj și am mâncat un grătar fenomenal. Și până acum deja cred că am spus la 10 persoane despre grătarul acesta. M-am întâlnit cu colegi, Bă, am fost, am mâncat un grătar, a fost extraordinar și l-am lăudat. De ce? Pentru că m-a impresionat, pentru că mi-a plăcut. Când am început să discut cu Anca, la toată lumea care mă întâlneam, o lăudam. Păi, să vedeți. De ce? Pentru că o iubeam, pentru că îmi plăcea de ea. De ce atunci creștinul care pretinde că îl iubește pe Dumnezeu, pretinde că îl cunoaște pe Dumnezeu, nu vorbește nimic despre Dumnezeu? Nu ai fost impactat de Dumnezeu? Nu ești impresionat de Dumnezeu? Nu-ți place de Dumnezeu? Nu-L iubești pe Dumnezeu? Pentru că de copiii tăi nu mai te poți să te opresc ca să-mi spui. De jobul tău îmi povestești tot timpul. De mașina ta nouă care ți-ai cumpărat -o, tot timpul împărtășești. A, să vezi ce mașină mi-am luat. E roșie și frumoasă și așa și așa. De ce? Pentru că îți place, pentru că te a impresionat. am fer, poate că și-o iubești. Și nu spui nimic despre Dumnezeu. Foarte mulți creștini, îmi pare rău să spun, cu care mă întâlnesc, pot să-i las să-mi vorbească o oră, două, trei, patru și să nu-mi spună nimic despre Dumnezeu, să nu ajungem la subiectul lui Dumnezeu. Este imposibil așa ceva pentru un om cu o inimă schimbată din, din inima noastră să-și izvoare de apă vie, să-și viață, pentru că Dumnezeu a pus, a pus viață în, în noi. Rezult 14 Când împlinesc mărturiile tale mă bucur de parcă aș avea toate bogățiile. Inima nouă privește împlinirea cuvântului ca și un lucru inevitabil. Priviți ce spune psalmistul, când împlinesc mărturiile tale, nu dacă. Este o diferență majoră, dar din nou subtilă, de intenție. Da, Nu reușesc tot timpul să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, dar tind, vreau, îmi doresc lucrul acesta și știu că este un lucru inevitabil. Dacă Dumnezeu mă va ajuta, cât timp sunt în viață, Mă voi strădui ca să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Și știu că vine o zi în care voi împlini voia lui cu desăvârșire pentru că voi fi în prezența lui. Prefiți motivația omului credincios ca să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur de parcă aș avea toate bogățiile. E fantastic. Sună hedonistic, da? Și este. Hedonismul este o filosofie care spune că cea mai mare valoare a omului este împlinirea în fericire. Problema nu este faptul că noi căutăm fericirea, problema este unde ne căutăm fericirea. Dumnezeu ne-a creat ca să ne căutăm fericirea. Dumnezeu ne-a creat ca să fim fericiți. Problema este că noi ne căutăm fericirea în lucrurile lumii acestea în loc să ne căutăm fericirea în Creator. Pentru psalmist lucrurile stau altfel. Ceea ce îi produce lui cea mai mare bucurie, de parcă ar avea toate averile lumii acestea, este atunci când face pe placul lui Dumnezeu. El se bucură mai mult dacă reușește să asculte de cuvântul lui Dumnezeu decât dacă ar primi o mașină nouă sau ar câștiga la loto. Ce poate produce o asemenea schimbare? Apostolul Pavel spune în Filipeni 3, de la 8 la 10, este un text foarte bine cunoscut ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea ceea ce care se capătă prin credință în Hristos neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Vedeți, goana după fericire este o alergare constantă să ne justificăm existența. Ne întrebăm toți la un moment dat, eu de ce exist, de ce sunt pe acest pământ? Și pentru că nu știi de ce ești pe acest pământ, zici, ce să facem, să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Și încercăm să ne găsim fericirea și împlinirea în lucrurile acestea acestei lumi. Este religia omului natural, materialismul. Pentru că nu știi de ce există, pentru că nu știi pentru ce ai fost creat sau pentru că din natura ta păcătoasă nege această realitate, Alergi ca să-ți găsești existența în lucrurile care le poți cumpăra, în lucrurile care le poți mânca, în lucrurile care le poți pipăi, în lucrurile care le poți experimenta. Evanghelia este vestea bună că tu exiști să-L să glorifici pe Dumnezeu, că tu exiști ca să te bucuri în Dumnezeu. Pentru aceasta ai fost creat. Ai fost creat ca să arăți gloria lui Dumnezeu. Cum? Cum vei arăta gloria lui Dumnezeu? Crezi așa că vei străluci? Asta este ideea. Vei fi radiant ca soarele și asta va arăta gloria lui Dumnezeu? Nu! Prin faptul că în viața ta se va vedea că bucuria ta ultimă, maximă, este Dumnezeu. Că împlinirea ta este Dumnezeu. Asta va transmite mesajul că Dumnezeu este glorios. Pentru că pentru tine va fi cel mai de dorit lucru. Lucru care te împlinește cel mai mult, care te bucură cel mai mult creștinismul de multe ori este prezentat doar ca lucrurile la care trebuie să renunțăm. Dacă vii la pocăință, nu mai poți face aia, nu mai poți face aia, nu mai poți face aia. Și nu se prezintă că în acest stroc tu renunți într-adevăr la niște lucruri murdare, spurcate, care sunt fericiri trecătoare, și primești o fericire extraordinară, infinită, care nu poate să fie, să fie furată. Nu spune, nu, ca să fii creștin, înseamnă că renunți, nu renunți, câștigi. Apostolul Pavel nu spune că îi pare rău de schimbul care l-a făcut. Spune că, în comparație cu Hristos, toate lucrurile acestei lumi, inclusiv religia lui, o consideră ca și un gunoi. Ca și un gunoi. Evanghelia este vestea că, datorită păcatului nostru, ne aflăm sub condamnarea lui Dumnezeu. Și consecința ultimă este într adevăr condamnarea eternă. Dar în același timp ești condamnat să cauți o fericire care nu o poți găsi pe acest pământ fără Dumnezeu, care este trecătoare, este un miraj. Cunoașteți experiența. Doar dacă aș realiza asta, aș fi fericit. Poate n-ai verbalizat-o, dar ai simțit-o. Dacă aș fi promovat, dacă mi-aș construi o casă, dacă aș avea un copil, dacă aș face cu tare lucru. Și se întâmplă. Și exact ca și un miraj în deșert, trebuie să ajung numai, uite acolo e oaza, acolo e apa, Ajunge acolo și nisip. Și iar o vezi. Ajungi acolo și îi nisip. De ce? Pentru că fericirea adevărată nu există fără Dumnezeu. Evanghelia este vestea bună, care ne spune că putem avea adevărata bucurie. Că putem avea menirea pentru care am fost creați. Că putem fi din nou într-o relație corectă cu Dumnezeu. Putem împlini scopul pentru care am fost creați. Cum? Apostolul Pavel spune să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea. Deci nu pot ca să fiu în el, pentru că eu am împlinit legea. Și acea neprihănire care se capătă prin credință în Hristos, acea neprihănire, spune Apostolul Pavel, pe care o dă Dumnezeu prin credință. Cum se realizează această lucrare? Uitați, să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, el realizează această realitate în inimile credincioșilor. Este această realitate care ne poate face să spunem să o totul o pierdere și un gunoi în comparație cu bucuria care o am în Domnul Isus Hristos. Ai o asemenea bucurie? Ai o asemenea bucurie precum salmistul care spune că atunci când împlinește Cuvântul lui Dumnezeu, se bucură precum ar avea toate bogățiile? Fiecare dintre noi, în această dimineață, prin Harul lui Dumnezeu, am avut posibilitatea să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu, să venim la Casa Domnului, să ne închinăm prin rugăciune, să ridicăm glasul în cântare. Toate acestea sunt poruncile lui Dumnezeu explodăm noi de bucurie precum te-ar suna cineva acum și să spună ai câștigat toate averile lumii? Pune în balanță în inima ta aceste două realități. Astăzi ai avut posibilitatea să fii ascultător de Dumnezeu și ai făcut-o prin Harul lui Dumnezeu. Și pleci de aici așa, cum si, cum sa, cum zic francezii. Nici bine, nici rău. Știi? Ca pe pământ, frate. Și cu reacția care aveau dacă ai ajunge acasă și ai găsi la intrare, la, la uhă, ușe, o cutie plină de bani. Ți-ar exploda inima în tine. Nu? Ai pune la pe telefon, ai suna. Nu știu de unde. Poate unii dintre voi, și sigur am încercat fiecare, Ați încercat ca să ajungeți la fericire prin împlinirea poruncilor. Ați împlinit o poruncă și nu s-a întâmplat nimic. Nici o bucurie, nici un beneficiu. Ați fost insistenți și ați zis, bun, hai că o să împlinesc mai multe porunci. Și ai împlinit mai multe porunci și nu s-a întâmplat nimic. Tot depresiv ai rămas. Ați încercat să împliniți toate poruncile. Și nu numai atât, să le împliniți în fiecare zi. Și nimic. Nu-i bucuria aia de cum ai primi un sac de bani. Pentru că bucuria ascultării nu vine dacă nu este o ascultare într-o relație corectă cu Dumnezeu. Nu vine dacă nu este o schimbare a inimii. Pentru inima ta relația cu Dumnezeu, ascultarea față de Dumnezeu trebuie să însemne ceva. Trebuie să valoreze ceva ca să te bucuri pentru acea ascultare, pentru acea experiență cu Dumnezeu, mai mult decât te-ai bucura pentru toate averile lumii. Aduceți-vă aminte de tânărul bogat care se apropie de Domnul Iisus Hristos și îl întreabă direct, verde în față, cum să spune, învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Asta este goana omului religios. Da? Astea sunt oamenii care au, au pășit o treaptă în sus de la religia omului total natural, așa ne naștem toți materialiști. Asta e omul religios, omul legalist. Ce trebuie să fac să am viață veșnică? Ce bun, ce bine trebuie să fac? Și Hristos îi răspunde. De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în, în viață, în împărăția Domnului, păzește legea, păzește poruncile. Care zice el? Este frustrat deja, da? Și vedem imediat de ce. Și Isus i-a răspuns să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe propriile tău ca pe tine însuți. Tânul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și uitați, deși el spune că a făcut toate lucrurile acestea din tinerețe, ceva în el îi spune că nu are mântuirea. Pentru că întreabă, ce în mai lipsește? Nu are bucuria, nu are liniștea, nu are împlinirea, nu are siguranța mântuirii. Chiar dacă, și Domnul Iisus nu contrazice, n-ai făcut asta din tinerețe, da? Chiar dacă le-a făcut, nu are lucrurile acestea. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te, vinde tot ce ai și dă la săraci. Și vei avea o comoară în cer. Apoi vină și urmează-mă. Cum în mod normal, dacă a primit răspuns la întrebarea lui, ar trebui să fie fericit. Pentru că se pare că asta îl frământa pe el. Cum să fie mântuit, cum să aibă viață. Dar de fapt omul religios nu are cu adevărat această preocupare. El vrea doar să scape de o sândă. El nu vrea viața, el nu vrea relația cu Dumnezeu, el nu vrea părtășia cu Hristos. El vrea doar să scape de judecată. El vrea tot viața lui naturală, doar să nu ajungă în iad. Și mi se spune că atunci când aude aceasta, tânărul a plecat foarte întristat. Pentru că avea multe avuții, multe bogății. Tot timpul mă gândesc la tânărul bogat și în primul rând mă gândesc la mine. Are, nu mă lăsa să fiu acest om Oricare dintre noi, dacă stăm din să ne gândim Avem multe avuții În comparație cu ce înseamnă să fii sărac cu adevărat Și până la urmă, puținul care îl avem Poate să fie o comoară așa de mare pentru noi Încât să renunțăm la Dumnezeu Sunt oameni care au renunțat pentru o coajă de pâine Care au renunțat pentru o, o mână de hrană Ce trist Să ai această goană după împlinire, să ai această frământare și să nu poți vreodată să o ai. De ce? Pentru că este nevoie de o inimă schimbată. Este nevoie ca Dumnezeu să intervină. Omul care, în care Dumnezeu intervine este prezentat altfel. Este prezentat de Domnul Isus ca omul care găsește o comoară. Și merge și ce face? Vinde tot ce are ca să dobândească acea comoară. Pentru că comoara aceea care a găsit-o este mai de preț pentru el decât tot ceea ce posedă el, decât tot ceea ce are el. Comoara care este Dumnezeu este mai de preț pentru noi decât tot ceea ce avem. Și de aceea atunci când relația noastră este apropiată, îmbunătățită, prin ascultarea noastră de cuvânt, noi suntem mai bucuroși decât dacă am primit o comoară. Lucrul acesta, natural, este ușor de înțeles. Ce ai da în schimb pentru soția ta? Bă, nu știu, o casă mai mare? Pentru ce să da soția? Mă unii și-ar da-o pentru orice. Dar dacă o iubești, da? Care-i trocul care l-ai face? O sută de euro? De ok, soția nu. Pentru copilașul tău. Cinci sute de mii? un milion. Ce-ar fi suficient? Da? Nimic! Dacă îl iubești cu adevărat, nimic, nu? De ce? Pentru că relația, părtășia, dragostea care o împărtășești cu copilul tău sau cu soția ta sau cu soțul tău este mai de preț decât orice ți s-ar putea da în schimb. Și totuși, noi lăsăm relația noastră cu Dumnezeu să fie afectată, să fie alterată, să sufere atunci când păcătuim. Pentru ce? Pentru nimicuri. Pentru nimicuri. Omul regenerat, omul cu o inimă nouă, prețuiește mai mult relația lui cu Dumnezeu și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu decât orice, orice, orice lucru. Până când nu ai inima schimbată, păzirea cuvântului va fi o povară un chin, ca și pentru tânărul bogat. Te strădui toată viața și n-ai nicio împlinire, nicio siguranță, nicio bucurie. Dar când minunea mântuirii se produce, când nașterea din nou se produce, Dumnezeu pune în tine o altă inimă. Versul 15 descrie această nouă realitate din nou. Îmi găsesc plăcerea în orânduierile tale, în cuvântul tău. Îmi găsesc plăcere acum. De ce? Pentru că sunt o făptură nouă, pentru că am o inimă nouă, pentru că am o voință nouă. Și ce face omul care îți găsește plăcerea? Cuget la hotărârile tale. Și dau atenție căilor tale. Și nu voi uita cuvântul tău. De ce? Pentru că mă strădui în mod legalist ca să mă mântui? Nu. Și pentru că am fost mântuit, pentru că am fost răscumpărat, pentru că am fost adoptat în familia lui Dumnezeu prin jerfa Domnului meu Isus Hristos și din dragoste pentru mântuitorul meu, vreau ca să am cea mai bună relație posibilă cu el. Vreau să-l văd fericit atunci când împlinesc cerințele lui. Nu dintr-un legalism mort, nu din frică, ci din dragoste și din bucurie, dintr-o inimă nouă care Dumnezeu a pus-o în mine. Psalmistul ne cheamă în această dimineață să ne facem o radiografie a inimii noastre și să vedem dacă este o inimă vie de carne care bate pentru Dumnezeu, care caută părtășia cu El prin cuvântul său și prin ascultarea de cuvânt sau dacă este o inimă de piatră. Sau dacă este o inimă slabă, Și le cheamă ca să ne punem credința în El. Da, noi să ne dăm toată stăruința și toată strădania ca să ascultăm și să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Dar în cele din urmă să spunem, Doamne, nu mă lăsa. Schimbăm tu inima, vindecăm tu inima. Dăm tu viață și nu mă lăsa ca să mă depărtez de tine. Amin.